Zeci de pensionari din Telorman s-au adunat marți în fața prefecturii din Alexandria pentru a protesta față de scumpirile din ultima perioadă, nivelul scăzut al pensiilor, dar și față de pensiile speciale. Cea mai mare problemă a acestora rămâne perioada rece, în care facturile la energia electrică și gazele naturale vor fi mult mai mari față de anul trecut. Nu mă descurc. Adică nu mi-ajunge pe ultimile 10 zile ale pensiei, trebuie să mai mă împrumut. În niciun caz. Am băiatul, dar tot la gaze, dacă or veni triplate, cine mai știe cum or veni, încă nu a venit factura, trebuia să vină și am auzit că vine tocmai în decembrie. De ce? Să pună cât vor ei? Suntem în imposibilitatea și nu o spun eu, o simțim și noi. Nu putem spune că suntem săraci, dar o simțim, această creștere, această inflație. O delegație a pensionarilor protestatari a mers în audiență la prefectul județului pentru ca acesta să le asculte nemulțumirile și să le transmită mai departe la guvern. Discuțiile însă au fost purtate cu ușile închise. Dincolo de ușile care sunt în spatele meu, au loc discuții între reprezentanții pensionarilor din județul Telorman și prefectul județului Haralambie Epure, prefect care nu a dorit ca la aceste discuții presa să ia parte. După câteva zeci de minute de discuții, protestatarii au ieșit totuși încrezător că prefectul va transmite mai departe doleanțele lor. Important este că dânsul și-a arătat deschiderea de a întocmi de urgență un material, o notă cu doleanțele noastre și a le trimite Guvernului României pentru a accelera punerea în aplicare a legilor privind creșterea pensiilor. Proteste nu au fost doar în Telorman. Acestea au avut loc la nivel național, unde românii au ieșit în fața tuturor prefecturilor din țară pentru a solicita respectarea obligației constituționale de a crește nivelul de trai prin majorarea pensiilor.